Propunerea a fost prezentată de copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beianu într-o conferință de presă. Acesta a arătat că, dincolo de sondajele cu caracter electoral, toate partidele ar trebui să contribuie la efectuarea unor cercetări în cadrul cărora să fie solicitate opiniile giurgiuvenilor despre problemele cele mai importante ale județului. Dacă noi la nivelul județului Giurgiu vrem să fim altfel, eu cred că putem găsi înțelegere și fac această propunere oficială, astfel încât să stabilim un calendar, spuneam, ca în fiecare an partidele să contribuie și să realizeze o cercetare sociologică agreată de absolut toată lumea pe problemele cele mai importante ale județului Giurgiu. Nu știu care va fi configurația următorului Consiliu Județean, reprezentativitatea la nivelul primăriilor, în primul rând a primăriei municipiului Giurgiu, ne dorim să le câștigăm pe amândouă, dar indiferent că ești la putere sau în opoziție, sunt absolut convins că poți să generezi niște idei, niște propuneri de luat în considerare și care cumva să completeze bagajul și uman, și logistic, și al soluțiilor pe care le propune un partid care conduce administrativ județul Giurgiu. Dumitru Beianu a mai spus că astfel de sondaje nu trebuie efectuate doar o dată la 4 ani, ci cel puțin anual. El consideră că în acest fel toate partidele ar avea o imagine clară despre ce își doresc locuitorii județului. Nu doar din 4 în 4 ani, dacă n-ar fi vorba de costuri deloc de neglijat, părerea mea este că ar trebui, dacă nu până la alegeri din mandatul următor, partidele să încerce să pună la punct un program comun de sondare a opiniilor giurgiuvenilor, față de care să se raporteze și în activitatea dintre momentele electorale. Este ușor de explicat, spuneam de guvernul Ponta și dacă citiți îmi dați dreptate, cu acele angajamente foarte, foarte optimiste, foarte generoase, de care nu s-a ales nimic, dar nici nu au recunoscut și nici n-au prezentat argumente, justificări pentru aceste nerealizări. Nu în ultimul rând, copreședintele PNL Giurgiu este de părere că ar trebui efectuate sondaje și în ceea ce privește proiectele majore pe care autoritățile doresc să le implementeze. În acest fel, spune Dumitru Beianu, administrația publică va ști mult mai exact dacă un proiect sau altul este oportun și necesar.